Da, nu, cred că numai eu, foarte mulți au avut prieteni cunoscuți. M-am zis, aveam doi prieteni foarte buni. Mulți îi știam din vedere de la concerte, de la festivaluri. Sincer, a fost foarte dificil. Eram la urgență în acea seară. Trebuia să fiu la concertul de la Casa Tineretului, de rock, bineînțeles. Și când am aflat noutatea a doua zi, când am început să văd postările prietenilor mei de la București pe Facebook cu listele care au început să apară cu decedații, am fost nici acum, după o săptămână, nu știu ce să zic, nu mi-a revenit total. Toată lumea știe ce s-a întâmplat, e teribil. Da, am cântat de mai multe ori acolo. Chiar trebuia să cântăm și în ianuarie, pe 30 ianuarie acolo. Și ce să zic, chiar am avut și noi flăcări mult mai mari, am avut și nu s-a întâmplat nimic.